Peste 2600 de absolvenți de liceu din județul Hunedoara din promoția 2021 sau din anii anteriori au intrat în febra examenelor de bacalaureat. În prezent, aceștia susțin examenele de echivalare sau recunoașterea competențelor lingvistice și digitale. Au fost înscriși pentru examenul de bacalaureat 2615 elevi, 2174 din seria actuală și 441 candidați din seriile anterioare. La ora actuală, elevii, absolvenții de liceu, nu mai sunt elevi, absolvenții de liceu, se află în etapa de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, după o metodologie elaborată de minister. După aceste probe, absolvenții de liceu vor avea de susținut probele scrise și în acest an vor fi două sesiuni de bacalaureat, iar cei care vor obține o medie generală mai mare de 6, cu condiția să nu aibă note mai mici de 5 la examenele scrise, se vor putea înscrie la facultăți. Urmează examenul, deci este vorba de etapa de vară, îi zicem noi 28, 29, 30 iulie, urmând ca finalul etapei sau sesiunii de vară să fie 9 iulie. Mai urmează sesiunea de bacalaureat de toamnă, așa cum o știm noi, care începe în 16 august, se termină în 19 august și în final, după contestații și toate cele cunoscute în examen, în 3 septembrie va fi rezultatul final. De așa manieră încât absolvenții noștri să se poată înscrie la facultăți sau, după caz, să intre pe piața muncii. Anul trecut în județul Hunedoara, procentul de promovabilitate la bacalaureat a fost mai mare de 60%.